deci cum se intră canalul de intrare, așa, aia patru bazine de stocare. Da. Când crește debitul prea mare, cum zic cele care sunt înăuntru, și de fiecare de chemare, fiecare mixer, fiecare pompă utilare, este telefonul aici care tot gărbine funcționează. Și când nu funcționează, să da, care o avare îmi dă culosul, da. Și atunci intervenim, vedem care e problema, electric, mecanic, se duce echipa. Aici vă urmăresc exact. Da. Care sunt cu gri, înseamnă că sunt stand-by, adică rezervă. Asta e dezinsipatorul schematic. Cum merge pompele de linie, ramele, tot acum le funcționează. Duce pe o linie și se oprește pompa, vine pe altă linie, pornește și altă pompă. Acum au coborât ramele de grăsim. Din punct de vedere al populației din oraș, când vine debitul cel mai mare într-o zi, dacă nu sunt ploi? Dimineața, când pleacă astea grici, deja se regăsește peste o oră, două aici, uh-huh. Debitul. Între 7 și 10 studii. Da, seara atunci ai oară de vârf. Da, da. Consum mai mult populație. Uite, așa. Acum am avut, de la ploaia asta am avut 6.000, da, care le-ați văzut. Da. Deci funcționează, le vezi în vârf cu motoare, cu reductoare. Este o stație de pompi care scoate nămolul din ele și le duce la fermentator. Am atat linia apei. Da. Linia nămolului. Arătați-ne pe linia apei la final parametri chimici. Cât suspensie. Pe linia apei. Aici avem pH-ul, temperatura. 7,98. Azotate, e fosforul, substanța solidă, amoniacul, temperatura, partea laboratorului. De câte ori faci laboratorul? Are probe medii momentane și după 3-4 ori. La 3-4 ori da, faci da, da, da. Și la nămol, și la apă, și la tot. Și mergem pe linia apii, tot așa, toate linia nămolului. Așa mai mult pompele și cum ajung ele, care alimentează meza tancului, care alimentează centrifuga. E mult, e mult de spus, da. Da, e foarte mănânțit prezentat, da. Mulțumim plăcere. Mult pentru informație. Pentru plăcere. Bună ziua.